bugetului. Un bătrân tâmplar se afla în pragul pensionării. Era încă în putere, de aceea patronul său îl mai dorea la lucru în echipa sa. Cu toate acestea, bătrânul era hotărât să se retragă pentru a duce o viață mai liniștită alături de familie. Renunța la un salariu bunicel, dar prefera liniștea. Cu părere de rău pentru pierderea unui meseriaș atât de priceput, patronul îi ceru să mai construiască doar o singură casă. Bătrânul acceptă, însă nu mai punea suflet în ceea ce făcea. Chema ajutoare nepricepute și folosea scânduri nepotrivite. Și lui îi era rușine de cum arăta ultima lucrare. Când în cele din urmă o isprăvi, patronul veni să o vadă. Îi dărui tâmplarului cheia de la intrare, zicându-i: aceasta este casa ta, darul meu pentru tine. Tâmplarul rămase uimit. Ce mare rușine! Dacă ar fi știut că își zidește propria casă, atunci ar fi făcut-o cu totul altfel. Așa e și cu noi. Ne construim viețile, punând în ele adeseori nu tot ceea ce e mai bun. Apoi, cu uimire, realizăm că trebuie să trăim în casa pe care tocmai ne-am construit-o. Dacă am putea o reface, am face-o cu mult mai diferită. Însă, nu ne putem întoarce în timp. Ia aminte, tu ești tâmplarul. În fiecare zi să bați un cui, să așezi o scândură sau să ridici un perete. Viața e întocmai așa cum ți-o clădești. Alegerea pe care o faci azi zidește casa în care vei locui mâine. Așa că ar trebui să fim atenți la ceea ce facem în această viață pentru a putea să fim alături de Dumnezeu. Pentru